Pe YouTube am văzut un trend cu lifehack-urile din TikTok și trebuie să fac și eu numai decât cum fără asta. Așa că, hai, 3 lifehack-uri despre cum să te folosești de gadget-uri mai ușor. Hai să vedem. Nu cred! Cum a făcut asta? Și... Hai să vedem primul lifehack. Aici te dau un domn cu iPhone. Nu cred! Cum a făcut asta? Și cum a făcut asta? O luat un iPhone, a pus lumina, a pus la alt iPhone și... Și-o! Pe adevărat, la lifehack-ul acesta lucrează. Doar că lucrează nu la toate telefoane. În primul rând, de ce fata a pus lanterna lângă cameră? Deoarece în blocul de camere de la iPhone este așa o cameră care are grijă de culoare. Se numește True Tone ecran. E că aici apare informații. Cu această cameră există o funcție după lumina camerei să se pui lumina la telefon. Asta ce înseamnă? Când camera vede o lumină puternică, ecranul va face o lumină puternică. Asta e logic. Eu am la telefon fix așa funcție. Când pui luminizitatea la minimum și pui telefonul lângă o lumină puternică, luminizitatea se va crește mai mult. Și da, eu pun plus pentru că funcția asta lucrează. Nu la toate telefoanele, dar la mine, la iPhone lucrează. Hai la următorul. Hai să vedem următorul lifehack. Da, aici pornește Android-ul și... Nu cred. Așa spune, dacă intri la Android, în telefon, apeși de multe ori pe Android, apoi să apară o joacă. Dacă apeși de 20 de ori pe Mi Band, asta apar YouTube-ul, vă mă întrebați, cum lucrează funcția asta? E foarte ușor. Wi-Fi-ul se conectează la telefon, telefonul se conectează la brățară și dacă apeși de 20 de ori, asta apar YouTube-ul. Ia uitați. Și dacă scrim normal Optimix, apoi să apară și canalul nostru. Și nu uitați să vă abonați. Dacă aveți niște crești Bluetooth de astea cu case și aveți un buton, apăsați de 20 de ori pe el și culoarea se schimbe. Ia uitați. Apăsăm de 20 de ori și s-a schimbat culoarea. Ia uitați. Lifehack-ul lucrează. Dacă luăm o carte, o deschidem. Aici litere sunt, dacă deschidem așa, litere sunt, dacă intrăm la meniul despre dispozitiv, apăsăm pe soft și ne ducem la Android, apăsăm de multe ori, se va porni, ce asta? Subway Surf s-a pornit, acesta este lifehack adevărat. Mă joc. Dacă fără glume, lifehack-ul acesta lucrează pentru că de aveți să nu lucreze, nimeni nu aveți să știe. Despre lifehack-ul acesta știe toți, asta nici nu-i lifehack. Asta e o funcție de la Android ascunsă. Nu înțeleg pentru ce a postat video-ul acesta, dar punem plus. Oi... Hai la următorul. Să ne mai uimim o leac. Două furculițe de plastic, o farfică și un pai de clei. Pentru clei pistolet. Da, îl taie. Pune pe furculița. Și spremește
chestii depus pentru telefon, ca să apui pe masă sau nu știu pe unde. În loc să-ți iei o chestie de asta, care costă $2 kilogramul de pe AliExpress, care pui așa telefonul sau tableta și pui pe masă. Sau, dacă vreți mai comod, luați ca așa o husă, carte, care puteți puneți ca așa. Da, lifehack-ul lucrează, da. Noi mai ușor să luați chestii de aici. Dacă v-a plăcut acest video, puneți like. Dacă mai aveți niște lifehack-uri de testat, scrieți în comentarii. Cu voi a fost Optimix. Ne mai vedem.